Ce se va întâmpla cu Poli din vară? Fotbaliștii vor merge la soare în vacanță, declară ironic Marian Iancu. Întrebat cum stă cu licența, finanțatorul a făcut o serie de declarații incendiare. Stau în fund, la birou, pe scaun. Licență. Nu mă interesează licența. Păi și atunci, Poli, din vară, ce se va întâmpla cu echipa? Se duce la soare, la prânzat, și Poli nu merită tratamentul care l-a avut în condițiile în care a fost vicecampioană și a făcut legea în campionatul ăsta. Nu a meritat modul cum s-a comportat toată lumea din Timișoara cu echipa asta. Păi și atunci, dumneavoastră, de ce ați achitat datoria la Dan Alexa ca să nu fie depunctată echipa? Dan merita să ne putem cu el omenește. Era unul dintre cei care merita. Timișoara nu merită echipă de Liga 1, declară Iancu. În cel mai bun caz, Poli va juca în Liga 3. Deci nu mă interesează licența de Liga 1. Timișoara nu e pregătită pentru mare performanță, pentru că nu interesează. Și atunci Poli va rămâne în Liga 2 sau? Timișoara merită echipă de Liga 3 acum. Atâta merită. La modul cum se comportă toată lumea, de la modul cum interesează pe fani și cum vin la stadion și ceea ce fac. Și au făcut tot timpul. Iar lumea ne judecă, că spune că erau mulți bani în condiții în care ca să conduci și să poți să te impui și să poți să fii o forță în campionatul ăsta, cheltui peste 10 milioane cu mult, 2 milioane care erau condiționate pe performanță, mi s-au părut mult. Alții spun că luam eu banii, alții spun și m-am cam săturat și Timișoara nu merită. Punct. Mai mult de atât, Iancu continuă să fie foc și pară pe Constantin Ostaficiuc și Gheorghe Ciuhandu. După modelul lui Mitică Dragomir, pe Iancu-l doare în pălărie de cei doi politicieni. Bine, hai că mă doare în pălărie pe mine de Ostaficiucii voștri și de Ciuhandii voștri. Hai, pa, pa. Da. Rămâne de văzut ce jocuri de culise se întâmplă în spatele declarațiilor. În această săptămână la FRF începe procesul de licențiere al echipelor din Liga a doua, care trag la promovare. Poli Timișoara ar avea șanse mari să primească licența, deoarece datoriile clubului au fost reeșalonate. Este zvonul care circulă în ultimele zile. Un zvon întărit de Adrian Mititelu, finanțatorul Craiovei, care ne-a declarat ieri că Poli va promova în Liga 1.